Hei, salutare toată lumea, eu sunt Taxi, iar astăzi o să mă joc Subnautica cu Andrei. Pe el nu o să-l auziți în acest videoclip, deoarece voi face un voice-over la tot videoul. De ce? Este că am filmat cu un microfon prost, nu am realizat. Se aude ca și unul de la profi, nu mă întrebați unde știu cum se aude microfonul de la profi. Nu contează. Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, dați și voi un subscribe, folosiți linkul din descriere de la G2A pentru a cumpăra jocuri ieftine și a susține canalul și să trecem la video. Toată ideea videoului a fost că noi vom crafta un Seaglide și vom merge la un life pod. Dar înainte să vă arăt părțile astea interesante, vreau să vă fac o scurtă descriere a jocului cu ajutorul Steam-ului și a Google Translate-ului. Ascultați aici. Coborâți în adâncurile unei lumi extraterestre subacvatice pline de mirare și primejdie. Construiește echipamente, submarine, piloți și faună sălbatică deșteaptă pentru a explora recife de corali luxuriante. Ce înseamnă lux? În fine. Vulcani, sisteme de pește și multe altele. Toate în timp ce încerci să supraviețuiești. Da, foarte dramatic într-adevăr. Nu folosiți Google Translate la traduceri, vă rog eu frumos. Da, ideea e că e un Minecraft sub apă. E foarte interesant jocul și sincer, dacă mai vreți episoade, cum am zis, dați și voi like acolo, pentru că e tare, tare mișto jocul și cu siguranță o să mai facem videoclipuri și următorul va fi la Andrei pe canal. Acum aș vrea să vă las cu părțile interesante ale acestui videoclip. Vizionare plăcută în continuare. Ce s-a întâmplat așa de interesant? Păi a explodat nava cu care ne-am prăbușit. Am găsit ultimul fragment de la sigla pe care îl căutam de ceva vreme. Am găsit un leviatan care este una dintre cele mai mari creaturi din jocul acesta. Arată super tare. Ne-am completat obiectivul de a crafta un sigla și a merge către life pod. Și nu în ultimul rând am făcut pe arhitecții și ne-am extins baza. Cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Taxi, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!